cu toții mâine este Ziua Internațională a Educației. Din 1994 se sărbătorește această zi. Nu știu cât dintre noi o sărbătorim și o recunoaștem ca atare. Sincer, eu copil fiind, îmi amintesc că 30 iunie era o zi de sărbătoare. Când eram copil, atunci toți dascării mei sărbătoreau și erau sărbătoriți de întreaga comunitate. Astăzi, noi, Organizația de Femei, ne exprimăm solidaritatea cu această categorie socioprofesională, una dintre cele mai vechi și mai onorabile din societate, din spectrul societății românești. Suntem alături de peste cele 3500 cadre didactice din județ în tot ceea ce fac pentru a asigura o educație de calitate, chiar dacă în momente foarte dificile și legislative și sociale vom fi actori activi în peisajul politic județean și național pentru a promova calitatea în educație și a încerca să fie recunoscută valoarea acestei categorii socioprofesionale. Nu putem vorbi de performanță în educație, nu putem vorbi de inserție pe piața muncii dacă nu recunoaștem că pe fiecare dintre noi ne-a format într-un anumit moment al vieții noastre un dascăl. Deci educatorul trebuie reașezat acolo unde trebuie să fie, ca actor central al vieții de fiecare zi, și noi, femeile democrații liberale, le vom aduce un mesaj într-un mod specific nou. Încă o dată, solidaritate cu toate cadrele didactice din județ. Din cele 5.000 de persoane încadrate în învățământ în județul Alba, peste 3.500 în cadre didactice. Acestora și tuturor celor care într-un fel sau altul fac eforturi ca legea educației să fie aplicate și dincolo de toate schimbările care se produc în sistem după începerea anului școlar să asigure o educație de calitate, succes, solidaritate și militantism pentru calitate și performanță în educație. Vă mulțumesc!